Victorie mare pentru UTA contra celor de la Voluntari. Formația din Arad s-a impus cu scorul de 1-0 într-un meci în care ocazii au fost de ambele părți. Jucătorii Bătrânei Doamne au intrat bine în joc și au fost aproape de gol, însă Morar a trimis în bară în minutul 7, după o execuție spectaculoasă. Fabri a fost eroul meciului și omul care a adus 3 puncte arădenilor, grație golului marcat în minutul 78. Cel puțin deocamdată, UTA a urcat pe locul 8 cu 34 de puncte, la 1 de Petrolul, care e în zona play-off și pe care arădenii o vor întâlni etapa viitoare la Arad. Când câștigi și oamenii care intră să vede, adică ajută echipa, normal că poți să zici că ești inspirat, dar trebuie să felicit între grupul, de felul cum s-au comportat astăzi. N-a fost ușor. A fost un meci care s-a jucat, la mijlocul terenului. Mai mult s-a tăiat, nu știu dacă a fost plăcut ochiului, dar pentru noi important e că am reușit să câștigăm aici, cu o echipă cu care ne luptăm. Adică ambele echipe avem obiectivul să ne salvăm de la retrogradare. Ați marcat, ați câștigat meciul ăsta, însă v-aș întreba de o fază pe finalul primei reprize. Cum ați văzut dumneavoastră intrarea lui Ricardinho la Oman? Am auzit că a fost penalt. Acum, Dumnezeu știe, avem specialiști, avem VAR, dacă nu s-a solicitat, să revadă faza, n-are rost acum să comite. Sigur, dacă n-am fi câștigat, era clar că ce era, nu era. Că altfel discursul. Ce mi-a plăcut reacția jucătorilor mei, că n-au protestat, n-au stat pe jos cum fac alții și stau și toată lumea țipă varu-varu. Ne-am văzut de joc în continuare. Echipa de volei CSM Lugoj a trecut de CSM București cu scorul de 3-2 într-un meci interzis cardiacilor. Partida a contat pentru campionatul diviziei A1. Lugojencele au început bine meciul și evoluția lor a dat de înțeles că se îndreaptă spre o victorie facilă. Bănățencele au câștigat primele două seturi cu 25-18, respectiv 28-26. Adversarele au revenit însă în joc și au egalat la seturi după 22-25 și 19-25, în seturile 3 și 4. În setul decisiv a avut câștig de cauză echipa mai limpede și mai pragmatică și aceea a fost CSM Lugoj, care s-a impus cu 15-12. Partida cu CSM București reprezintă a 6-a victorie consecutivă a Lugojului, care după o pauză are în program 3 meciuri grele, la Rapid, acasă cu Blaj și în deplasare la Voluntari. Da, a fost un meci greu. CSM-ul se știe, este o echipă bună, mereu au jucat foarte bine și cu noi, la fel în tur, tot 3-2 am făcut și mă bucur că, deși am avut un moment în care am căzut puțin, n-am reușit să ne revenim. A fost foarte mari, mă bucur că am putut să-mi ajut echipa. Sper că totul bine. Bă, eu cred că a fost și spectacol și o trăit cu emoții, spectator. Ca sincer, eu nu știu când ultima dată am trăit un meci așa cu emoții. Vreau să felicit la echipa noastră care a strâns dinți și să nu mai repet că eu de accidentar și de chestia aia nu mai vreau să vorbesc și nici nu mai vreau să aud. Fără capitană, Siluia Popovici, Sandra Nistor a jucat un meci, ușor pot să spun, pentru experiența sa, foarte, foarte bun. CSC Dumbrăvița a reușit o remiză scor 1-1 în compania formației Phoenix Buziaș în ultimul amical al iernii desfășurat pe teren propriu. Gafa portarului Cătălin Trifon a făcut ca formația oaspete să preia conducerea încă din primele minute ale partidei. Cristian Grancea a punctat pentru 1-0. Egalarea pe tabela de marcaj a dus-o Cristian Gavra din lovitură de pedeapsă. Da, din păcate greșeala asta care am făcut-o la începutul meciului n-are importanță acum că a greșit Trifon, dar chiar am vorbit cu el în zilele trecute și am zis începutul de meci să nu dăm cadouri, să nu facem cadouri în începutul de meci, să joace la siguranță. Din păcate eu am auzit. Încă o dată, nu am absolut nimic cu el, că se întâmplă și la case mai mari.
dar aveam nevoie, cred că astăzi, aveam nevoie de o victorie, aveam nevoie de un meci bun. Da, trebuie să recunosc că e un rezultat surprinzător pentru noi, nu neapărat din punct de vedere valorii, cât din punct de vedere al etapei de pregătire în care ne aflăm noi. Eram la finalul celei de-a patra săptămâni, o săptămână în care am programat antrenamente foarte tari și chiar surprinzător pentru mine modul în care au arătat din punct de vedere fizic băieții noștri în această dimineață. De asta am spus că este un rezultat surprinzător. Cred eu că este rezultatul motivației suplimentare. Noi venim dintr-un eșalon inferior, clar că ne-am mobilizat și ne-am motivat un pic mai mult. Poli Timișoara a încheiat la egalitate meciul contra celor de la Viitorul Șimian. David Pop a deschis scorul pentru timișoreni în minutul 49, iar formația oaspetă a reușit egalarea în minutul 55. Meciul s-a jucat peste limita regulamentului. Nu au lipsit fazele dure în urma cărora s-a lăsat cu cartonașe roșii. Doi jucători de la Mehedințeni au fost eliminați și s-a pus chiar problema abandonului partidei. Da, într-adevăr, am întâlnit un adversar incomod astăzi. Din păcate, calitatea gazonului nu e cea mai bună și cred că și acesta a fost un factor pentru care meciul a fost destul de nervos, cu destule intrări destul de tari peste limită și probabil că și pe un fond de oboseală la ambelor echipe, că suntem în perioada de pregătire și cumva a dus un pic la prea multă tensiune pentru un meci amical. Pentru noi era important ca toată lumea să iasă de pe teren, să fie sănătoasă. Mâncă e o perioadă de pregătire, există o acumulare, au fost săptămâni grele. În momentul de față am trecut pe un alt program în care vrem să jucăm o dată la 3 zile. Lucrurile astea cumva le-am luat în calcul. Singura chestie, apropo de nemulțumirea mea, e că nu vreau să ajung să văd jucători care au un comportament nesportiv pe teren, atâta tot. În rest, nu mă interesează că se intră mai tare, că se joacă mai tare, asta e cu totul altceva. Dar când încep să ajung să dai palme, să încep cu golanisme din astea, lucrurile astea mă deranjează și atunci clar că nu vreau să văd așa ceva pe teren. Slovacul Fabri mulțumește lui Mircea Rednic pentru că îl consideră cel mai bun decar din campionatul Ligii 1. Jucătorul dorește ca prin antrenamente și jocuri să nu-l dezamăgească. Coach Mircea Rednic te-a supranumit decarul campionatului, cel mai bun decar din campionatul României. Cum ai primit acest compliment? Ďakujem, že mi to povedal, ale nemyslím si to, pretože som videl ostatných hráčov, že sú tu výborní hráči. Veľa je tu fakt dobrých hráčov, ale ďakujem za takýto kompliment a dúfam, že sa k tým lepším hráčom približím. Budem sa snažiť pracovať na tom každý deň na tréningoch a možno raz si poviem, že áno, že možno som najlepší, ale zatiaľ si to nemyslím. Marcatorul golului de la Voluntari speră ca prin evoluțiile sale de la Arad să fie rechemat la Naționala Slovaciei. Určite je to výborný pocit, keď vás vyberú do reprezentácie. Každého hráča to poteší, ako aj mňa to veľmi potešilo a budem sa snažiť sa prebovať do toho A týmu, aj keď to je veľmi ťažké, ale budem tvrdo pracovať, aby sa mi to niekedy raz podarilo a dúfam, že ma zavolávia do toho A týmu a to je taký môj cieľ a vlastne aj veľký sen sa prebovať do toho A týmu. Takže budem tvrdo pracovať a verím a dúfam, že sa mi to raz podarí. Politehnica Timișoara a obținut o victorie în testul de pe stadionul Dan Păltinișanu disputat în compania celor de la CSM Deva. Alvioleții au fost conduși cu 3-0, dar au revenit spectaculos în joc, câștigând până la urmă cu 4-3. Oaspeții au deschis scorul prin Arnăutu în minutul 15. Scorul final a fost stabilit încă din minutul 63, atunci când Claudiu Panfile a înscris din lovitură liberă, semnând astfel și prima sa reușită de la revenirea în alb-violet. Pentru Poli a fost al treilea succes din teste, primul cu o vizionară terță. Da, un meci cu o echipă foarte bună, o echipă solidă. Și astăzi au fost, din păcate, multe întreruperi, multe fauturi, dar v-am zis, terenul pe care jucăm, din păcate, nu e în cele mai bune condiții.
Băieții mei zic că au făcut un meci bun, chiar dacă cred că jumătate de oră așa am făcut-o cadou adversarului și golurile au fost ușor primite. După care, repriza a doua, pur și simplu, am fost parcă altă echipă, parcă am venit altă echipă la stadion. Am înțeles că trebuie să fim puțin mai agresivi, să ne câștigăm duelul, să avem mai mult curaj și, na, în repriza a doua zic eu că am meritat să conducem. Nu contează rezultatul, ei au fost caracter pentru că au acceptat să ne... Am avut jucători eliminați și au acceptat să rămână portarul în poartă, deși trebuia să iasă. Deci nu, chiar nu contează rezultatul. M-a interesat atitudinea, am văzut o reacție din partea lor, mă bucur că băieții au răspuns bine, am ieșit sănătoși de pe teren, ăsta e lucrul cel mai important. UTA are meci direct cu Petrolul pentru un loc de play-off cu 3 etape înainte de finalul sezonului regular al Superligii. Mircea Rednic se contrazice puțin când vorbește despre ceea ce și-a fixat vestiarul și stafful tehnic cu privire la obiectivul finalului de sezon. Experimentatul antrenor se ferește de cuvinte, căci a pățit-o de fiecare dată când echipa sa a fost la o victorie de top 6. Un meci foarte important pentru noi, chiar am avut o discuție după analiza care am făcut-o ieri cu jucătorii și Cipecea poate să vă confirme. Au început că to be or not to be Shakespeare, sau tradus în românește, ori să rupe ham, ori să cacă calul, îmi cer scuze. În situația asta suntem noi acum. Și vreau ca băieții să înțeleagă momentul și să dea totul pe teren ca să putem să câștigăm meciul ăsta. Alexandru Tudori a debutat pe finalul disputei de la voluntari, iar cu el în teren arădenii au marcat golul de 3 puncte, prin slovacul Fabri. Mircea Rednic a dat de înțeles că Tudori nu este încă pregătit din punct de vedere fizic pentru un tricou de titular, dar probabil și în funcție de rezultatul meciului cu Petrolul de sâmbătă, atacantul gălățean va avea ocazia să joace în premieră și în fața publicului arădean. Da, va fi un meci foarte important. Mai avem 4 meciuri, 4 finale, cred eu. Dar trebuie să o luăm pas cu pas și primul pas este meciul de sâmbătă cu Petrolul. Sper eu că la cum ne-am pregătit această săptămână, cred eu că vom arăta bine și am văzut băieții motivați și sper să luăm cele 3 puncte.